Bună! Astăzi vorbim despre cum îndepărtăm punctele negre. De fapt, o să vă prezint trei soluții basic, zic eu. De fapt, una dintre ele este ușor spectaculoasă. O să vedeți de ce, pentru că este spectaculoasă și pentru mine. Pentru că în ultimele clipuri despre îngrijirea tenului am primit de la voi comentarii legate de acest subiect și am zis că să vă dau așa câteva idei despre cum puteți să îndepărtați punctele negre. Acum trebuie să știți un lucru, că punctele negre se îndepărtează în timp. Nu înseamnă că dacă cineva vă dă o soluție este wow, a doua zi nu mai avem puncte negre. Nu, punctele negre în general se formează la persoanele care au pori dilatați, în general persoane care au tenul combinat sau tenul gras, persoanele cu tenul matur, la fel cu porii dilatați. De fapt, punctele negre sunt... reprezintă pori care au în interior praf adunat de-a lungul timpului. Nu vă imaginați că este o soluție minune care imediat scoate praful instant de acolo. Nu există asta până acum, chiar dacă într-adevăr până acum au fost utilizate tot felul de măști de peeling care se pare că ar scoate. Din punctul meu de vedere am utilizat și eu astfel de mască, nu mi se pare că a dat rezultate vizibile de la un moment la altul, adică before and after. În general, îndepărtarea punctelor negre se face în timp. Și ca să nu lungesc foarte mult vorba, o să vă zic așa, că înainte de a vă gândi la orice fel de soluție miraculoasă de a îndepărta punctele negre, trebuie să știți că este foarte bine să spălați tenul. Să îl spălați, efectiv, cu un produs de curățare, cu un săpun, cu un ulei de demachiere, pentru că punctele negre, într-adevăr, sunt formate de praf acumulat în timp în pori, dar se formează și în urma demachierii incorrecte, de fapt, demachierii incomplete. Așa că e foarte important să știți că e important să spălați tenul, să-l demachiați foarte bine și mai apoi, chiar dacă vă machiați pe parcursul zilei sau nu, demachierea înseamnă și îndepărtarea prafului de pe față. Bun, și trecând la o primă soluție, să spunem, după ce ați spălat fața, pentru că e foarte important să știți lucrul ăsta, o dată sau de două ori pe săptămână este bine să utilizați un scrub. Eu vi l-am mai recomandat pe acesta într-un alt clip de-al meu. Este un scrub pe bază de zahăr de la Skin Food, se numește Black Sugar Perfect Essential Scrub. Nu știu, este pe bază de zahăr. El arată cam așa. În principiu, eu am utilizat în paralel mai multe scrub-uri. Ăsta mi-a plăcut foarte mult. Nu îl utilizez mai mult de o dată sau de două ori pe săptămână. Este un scrub fizic. Acum depinde de voi cât de des vreți să-l utilizați, dar eu vă recomand nu mai mult de două ori pe săptămână. Și în special să insistați să în aplicarea lui în mișcări ușoare de frecare în zona T, adică frunte, nas și bărbie și în special în jurul nasului unde porii sunt ușor mai dilatați. Asta este o variantă, dar vă spuneam că am o variantă un pic mai spectaculoasă astăzi. Hai să vă arăt așa. Am găsit în farmacia Tei niște coconi de mătase de la COSAR X. Este un brand corean. Aici am niște biluțe, care biluțe sunt din mătase naturală, acestea sunt, așa arată, și ce faceți cu ele? Hai să vă citesc în primul rând ce scrie pe ambalaj. Vreau să vă zic că acești coconi de mătase costă 19 lei, sunt, nu știu, e o variantă foarte ieftină. Ăsta nu mai știu cât e, undeva în jurul la 50-60 de ron, dar într-adevăr ăsta rezistă mult timp, vă ajungem pentru mult timp. Hai să vă zic despre bilele astea de mătase. Se numesc așa, bile pentru eliminarea punctelor negre de la COSAR X și ce zice aici? Îndepărtează punctele negre și curăță porii, sunt realizate din 100% mătase naturală, ceea ce înseamnă că au stat viermișorii de mătase în aceste biluțe de mătase, se pare că sunt extrem de bine sterilizate și uscate pentru a putea fi utilizate și imediat o să vă arăt și cum le utilizăm, pentru că pe astea o să le utilizez astăzi. Așa, reprezintă soluția ideală pentru exfoliere blândă a zonei nasului și a gurii. Sunt ecologice, hipoalergenice, fiecare bilă de mătase poate fi folosită de maximum 2-3 ori, ceea ce înseamnă că cele pe care o să le utilizez astăzi mai pot fi utilizate de încă 2 ori după ce se usucă. Recomandăm a se utiliza o dată, maxim de 2 ori pe săptămână, pentru a elimina punctele negre și pentru a curăța porii. Așa că, ce am făcut eu? Pe ambalaj scrie și cum să le utilizați, trebuie să le lăsați la muiat 2-3 minuțele în apă călduță, ale mele sunt aici. Și o să le scot acum, m-am spălat deja pe mâini, o să le scot din apa călduță și dacă îmi dați puțin timp, o să pun și apa la loc, să nu vor pe mine. Ok, și ce o să fac? O să le pun pe deget, sunt un pic măricele pentru degetul meu, așa, și
am dat apă peste tot. Și trebuie să frecăm zona afectată, între ghilimele, zona cu puncte negre, cam 3-4 minuțele. Acum depinde și cât de multă răbdare aveți. În principiu, se pare că biluțele acestea trebuie utilizate prin mișcări ușoare de frecare în jurul nasului, pe nări, pe bărbie, unde se creează punctele negre, și pe frunte. E foarte interesantă chestia asta că pot fi utilizate de mai multe ori. Acum, nu știu, o să vedem exact cum funcționează și cum o să arate ele după ce le utilizez acum. Mi se pare foarte tare pentru că eu nu am oglindă în față. Nu mă văd nici în cameră, poate ar trebui să mă uit un pic acolo, în monitorul de control. Da, interesant. Ideea este că ele sunt destul de tari, nu sunt moi, chiar dacă au stat în apă călduță. O să vă arăt și cum se prezintă ele inițial, înainte de a fi umezite, de a sta în apă călduță, pentru că mi se pare că se văd așa firele de mătase. E foarte interesant pentru că e ca un fel de masaj, așa, e plăcut. Dar cred că ar fi mai mișto să mi-l facă altcineva. Am uitat să vă zic că eu am curățat fața înainte, nu aveam machiaj, dar o să vă arăt cum se prezintă biluțele acestea de mătase, pentru că deja eu văd reziduri de praf și make-up de la machiajul de dinainte. Chiar dacă noi nu mai simțim pe discheta de machiantă și nu mai vedem praf sau machiaj, urme de fond de ten, imediat după demachiere, trebuie să știți că ele, urmele acestea, de fapt, mai pot apărea după o oră sau două pe următoarele dischete de machiante pe care le utilizați. Ok, în momentul ăsta s-au uscat și simt că nu mai place senzația asta de frecare, ci în principiu ar trebui utilizate până când se usucă și asta nu durează mai mult de 3-4 minuțele. O să vă arăt cum se prezintă ele acum, pentru că deși eu nu am fost astăzi machiată absolut deloc, vreau să vă arăt că urme de praf există, chiar dacă eu am aplicat o dischetă cu loțiune micelară înainte. Așa se prezintă ele acum și se vede clar că praf există, a eliminat ceva praf din porii mei și poate fi într-adevăr și piele moartă, da? Strat superficial de piele care într-adevăr la curățare, demachiere, spălare se duce, da? Pentru că pielea se reface odată la 28 de zile. Dar știm asta, că am mai vorbit în alte clipuri pe tema asta. Ok, și astea sunt bilele din mătase naturală de la COSRX. Sincer, mi se pare o variantă inedită de a curăța porii și cred că e și distractiv așa să te vezi în oglindă făcând treaba asta. Au un miros diferit de ce am mai utilizat eu până acum. Nu este supărător mirosul, dar se simte un miros, da, ieșit din comun. Acum, eu din ce am înțeles și din ce scrie și pe ambalaj și sunt convinsă că așa este, sunt sterilizate, deci le puteți utiliza, le poate utiliza atât un ten sensibil cât și un ten normal și unul gras sau combinat. Sunt pentru toate tipurile de ten. Vă spuneam că le găsiți în farmacia Tei și costă undeva în jurul a 19 lei. Asta este varianta spectaculoasă, să zicem, ieșită din comun. Dar mai am o variantă și anume benzile de curățare a punctelor negre și vă arăt varianta aceasta de la Girovital. Aceste benzi fac parte din gama Stop Acne. Este o gamă care se adresează în principiu persoanelor care au probleme cu acnea, persoanelor cu tenul combinat sau gras. Și zice aici așa că aceste benzi reduc cu o medie de 48% sebumul, care și acesta este un factor în crearea punctelor negre. Ele arată cam așa, se prezintă în această formă, în cutiuță. Și hai să desfacem una. Nu o să o aplic acum pentru că deja mi-am agresat, nu aș spune treaba asta, dar deja am lucrat în zona asta și n-aș vrea să agresez și mai mult. Hai să-i facem una doar să vă arăt așa cum se prezintă. Acestea sunt benzi gen peel-off pe care le aplicați, le lăsați să acționeze. Let it dry. Ok, da, 10-15 minute trebuie să le lăsați să acționeze, după care le trageți de pe nas. Așa, asta este. Nu o să-l dezlipesc de aici, dar cred că așa, da.
Așa. Se aplică aici. Le lăsați 10-15 minute, după care peel off. Și se îndepărtează punctele negre. Repet, în timp. Nu vă așteptați ca aceste produse să facă minuni. Spun asta pentru că depinde și de cât timp ați exfoliat sau nu ați exfoliat tenul, cum îl curățați în mod normal sau nu îl curățați, sau cum vă demachiați sau cum nu vă demachiați în mod frecvent. Așa că dați-le șanse acestor produse. Sunt produse care în timp vă ajută în eliminarea punctelor negre și dacă voi utilizați deja niște produse care vă mulțumesc în această privință, vă rog să îmi lăsați în comentarii. Eu nu prea am probleme în general vizibile cu punctele negre, într-adevăr am și eu, dar îmi exfoliez tenul destul de des și atunci nu se adună puncte negre foarte, foarte mari și foarte vizibile. Dar lăsați-mi în comentarii dacă utilizați ceva ce vă mulțumește, pentru că aș vrea să vadă și alte abonate și să vadă și ele alte soluții în afară de cele pe care le-am prezentat eu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data aceasta. Ne vedem în clipul următor. Bye!